Bine v-am regăsit! Să ne amintim ultima întrebare. Pe platoul din curtea unei școli este desenat un cerc mare și la ora de sport profesorul le pune elevilor numere și îi pune în ordinea numerelor pe care le au, de la 1 până la, să zicem, N, să stea cu picioarele pe cerc și cu fața spre centrul cercului, la distanțe egale unul de celălalt. Apoi spune, vă voi da o minge și fiecare o aruncă celui care este exact de partea cealaltă a cercului, adică celui care este exact cu fața spre el. Cel care primește mingea o dă celui din stânga lui și acesta o aruncă și el celui care se găsește de partea cealaltă a cercului, exact de partea cealaltă a cercului, care o dă apoi celui din stânga lui și așa mai departe. Profesorul de sport nu făcuse prezența la oră, dar și-a adus aminte că l-a văzut pe elevul cu numărul 6 aruncând mingea elevului cu numărul 17. Și folosind această informație, a știut să-i spună directorului câți elevi au fost prezenți la ora de sport. Și aceasta este prima întrebare și pentru voi. Câți elevi au fost prezenți? A doua întrebare este următoarea. Îi va veni fiecărui elev rândul să arunce mingea sau vor fi unii care doar vor primi mingea aruncată și o vor da celui din stânga? Știm deci că elevul cu numărul 6 a aruncat mingea celui cu numărul 17 și de aici încolo problema poate fi rezolvată simplu sau complicat. De fapt, ideea acestei întrebări mi-a venit văzând o întrebare asemănătoare undeva pe internet, pentru care se dădea următorul mod de rezolvare. Acolo numerele erau diferite, dar asta nu are importanță. Rezolvarea era cam așa. Notăm cu N numărul elevilor și cu alfa unghiul dintre doi elevi vecini. Atunci alfa are valoarea 360 de grade împărțit la N. Unghiul de la 0 la al șaselea elev este 6 alfa, iar unghiul de la 0 la al 17-lea elev este 17 alfa. Și pentru că știm că elevii 6 și 17 sunt dispuși diametral opus, înseamnă că unghiul dintre ei este 180 de grade. Și atunci avem ecuația 17 alfa minus 6 alfa egal cu 180 de grade, adică 11 alfa egal cu 180 de grade, ceea ce înseamnă că 11 înmulțit cu 360 de grade supra N este egal cu 180 de grade. Și de aici rezultă că N este 11 înmulțit cu 360 de grade supra 180 de grade, adică 22. Când am văzut această rezolvare, mi-am amintit o expresie pe care o știu de la vechiul meu colaborator, domnul Dumitru Antonie, și anume atrage cutunul după vrăbii, pentru că asta face această rezolvare complicată. Există rezolvări mult mai simple, care n-au nevoie de ecuații și nici de grade. Și cei care mi-au trimis răspunsurile corecte au găsit rezolvarea mai simplă. Și anume, dacă elevul cu numărul 6 este diametral opus elevului cu numărul 17, atunci între ei sunt 10 elevi. Cei cu numerele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16. Și dacă sunt 10 elevi între ei pe o parte a cercului, trebuie să fie tot 10 și pe partea cealaltă, pentru că elevii sunt dispuși la distanțe egale pe cerc, sunt distribuiți uniform. Așa că în total sunt cei 2 plus 10 plus 10, 22 de elevi. Sau, și mai simplu, 17 minus 6 este egal cu 11. Înseamnă că pe jumătate de cerc avem 11 elevi.
Și atunci pe tot cercul avem de două ori, 11-22 elevi. Avem deci în total 22 elevi. Acesta este răspunsul la prima întrebare. Și acum cealaltă întrebare. Dacă veți urmări mișcările mingii pentru toți elevii, puteți face asta folosind schema pe care o vedeți. Veți observa că în cazul nostru, cei cu numere pare aruncă și cei cu numere impare primesc mingea și o dau celui din stânga, care are din nou un număr par și care va arunca. Deci există elevi aruncători și elevi primitori. Dacă este așa sau nu, depinde de numărul elevilor dintre doi elevi situați diametral opus. În cazul nostru, acest număr este par, 10. Dacă acest număr este impar, atunci elevii vor fi pe rând, fie aruncători, fie primitori. Altfel spus, pentru ca elevii să fie atât primitori cât și aruncători, trebuie ca numărul lor total să se împartă la 4. În cazul nostru nu este așa, noi avem 22 de elevi. În concluzie, numărul total al elevilor este 22, cei cu numere pare vor arunca mingea, în timp ce elevii cu număr impar doar o vor prinde și o vor da celui din stânga lor. Am primit mai multe răspunsuri corecte decât de obicei. Vă felicit și vă mulțumesc pentru colaborare. În întrebarea cu numărul 50 a fost vorba despre săritura în înălțime. Dacă n-ați văzut videoclipul 50 și mai ales cel cu numărul 51, în care este dat răspunsul la întrebare, vă recomand să le urmăriți pentru că s-ar putea să vă ajute în găsirea răspunsului la întrebarea de azi. Găsiți ca de obicei link-urile în descriere. S-ar putea să vă ajute pentru că întrebarea de azi este și ea legată de săritura în înălțime, dar de data asta este legată de săritura în înălțime pe lună. Atracția gravitațională la suprafața unei planete sau a unui satelit depinde de masa corpului ceresc respectiv, dar și de dimensiunile lui, de raza lui, dacă îl considerăm o sferă. Am considerat corpuri cu densitate constantă, de obicei se poate face această aproximare. Cu cât dimensiunile sunt mai mici pentru aceeași masă, atracția gravitațională la suprafață este mai puternică, pentru că suntem mai aproape de centrul corpului respectiv, iar atracția gravitațională depinde de masă și de distanță. De pildă, masa Lunii este de vreo 81 de ori mai mică decât masa Pământului, dar câmpul gravitațional la suprafața Lunii este doar de 6 ori mai slab decât cel la suprafața Pământului, pentru că raza Lunii este de vreo 3,66 de ori mai mică decât raza Pământului, deci pe Lună suntem mai aproape de centru decât pe Pământ. Cândva vor fi destui oameni pe Lună ca să aibă loc competiții sportive, de pildă atletism. Și vor fi și acolo probele pe care le cunoaștem, alergare, tot felul de sărituri, aruncarea greutății, a discului, a suliței și așa mai departe. Vor fi probabil și probe care vor fi inventate pe Lună, dar asta e altă poveste. Însă, pentru că greutatea atleților este de 6 ori mai mică pe Lună decât pe Pământ, recordurile lunare vor fi foarte diferite de cele de pe Pământ. Așa cum v-am spus și în videoclipul 50, la săritura în înălțime avem două recorduri care n-au mai fost bătute de foarte multă vreme. Cubanezul Javier Sotomayor a sărit 2,45 m în anul 1993, adică acum aproape 30 de ani, iar la fete, bulgăroica Ștefka Kostadinova a sărit 2,09 m în anul 1987, adică acum 35 de ani. Și acum întrebarea. Ținând seama de aceste recorduri,
și de faptul că greutatea unui atlet este de 6 ori mai mică pe lună decât pe pământ, la cât ne așteptăm să fie recordul la săritura în înălțime pe lună? Atenție, nu e chiar atât de ușor cum pare. Vă mulțumesc pentru atenție, succes pe săptămâna viitoare!